Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la jurnalul orei 14 la Doto TV. Eu sunt Ana Maria Gudu, haideți să urmărim împreună principalele titluri ale acestei ore. Zeci de persoane bănuite de proxenetism au fost luate pe sus la prima ora a zilei. Polițiștii de la investigații criminale au descins în această dimineață la 36 de adrese din mai multe județe, printre care și Constanța. Câte persoane au fost vizate, aflați în câteva momente. Constanța va avea 13 noi ceasuri stradale din această vară. Municipalitatea spune că noile ceasuri vor avea mecanisme de ultimă generație. Cât au costat, vă spunem imediat la știri. Poliția locală Constanța este prietenoasă cu mediul. Polițiștii patrulează cu mașini electrice. 7 au ajuns deja de luna trecută și alte 28 de mașini noi urmează să ajungă până la finalul anului. Revenim cu imagini la știri. Zeci de persoane bănuite de proxenetism au fost luate pe sus la prima ora zilei. Polițiștii de la investigații criminale au descins în această dimineață la 36 de adrese din județele Constanța, Buzău, Galați, Prahova, Tulcea, Călăraș și Bacău. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, desfășoară activități într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de proxenetism. Sunt puse în aplicare 43 de mandate de percheziție domiciliară la 36 de locații din județul Constanța, precum și din județele Buzău, Galați, Prahova, Tulcea, Călăraș și Bacău. Activitățile beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română, precum și de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța și al polițiștilor inspectoratelor de poliție județene amintite. Scările care fac accesul la plaja modernă ar putea avea alături și un funicular, așa cum găsim în multe țări din Europa. Ideea a venit în contextul reamenajării scărilor și a multor solicitări din partea constanțenilor și a turiștilor de a exista o alternativă de acces către plajă pentru bătrâni, persoane cu handicap sau mămici cu cărucioare. Inițiativa este a consilierilor locali PNL și a fost deja discutată și cu primarul Virgil Chițac. Un funicular ar fi o soluție viabilă pentru accesul la divertisment, la evenimentele de pe plajă și un plus valoare pentru orașul nostru în ochii turiștilor. Acest mijloc de transport este foarte puțin cunoscut în România, dar în Europa sunt mii de funiculare pentru că reprezintă o atracție turistică în sine. Nu poluează, consumă puțin și nu are nevoie de mulți angajați pentru a fi pus în funcțiune sau pentru întreținere. A oferit detalii despre această inițiativă consilierul local PNL, Mihaela Andrei, invitată ieri seară în emisiunea Echidistant la Doto TV. Un funicular în afara faptului că aduce un plus valoare municipiului Constanța, că poate fi și va fi o atracție pentru Constanța. Eu sunt convinsă că mulți constanțeni or să vină doar să se plimbe cu funicularul, chiar dacă nu vor să coboare la plajă. Eu m-aș număra printre aceștia. Este și o necesitate pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele cu pentru mămicile sau pentru tăticii care folosesc cărucioarele și care vor să ajungă la plajă, normal. La urmă, plaja este un bun la care toți oamenii ar trebui să aibă acces. Constanța va avea ceasuri de 56.000 de euro. 13 orologii stradale urmează să fie montate în oraș vara aceasta, în apropierea parcurilor, a zonelor de promenadă și a intersecțiilor. Municipalitatea spune că noile ceasuri vor avea mecanisme de ultimă generație cu o precizie foarte mare, iar actualizarea orei de vară-iarnă se va realiza automat. Municipalitatea intenționează să înfrumusețeze orașul cu noi ceasuri stradale. Un total de 13 ceasuri, dintre care 10 analogice cu două fețe pilotate GPS, vor fi montate în mai multe zone din oraș, în intersecții, în apropierea parcurilor, a piețelor și a zonelor de promenadă. Pentru toate acestea, municipalitatea va plăti aproximativ 56.000 de euro. 13 ceasuri stradale vor fi montate în tot orașul Constanța. Acestea vor avea un mecanism de ultimă generație și o precizie foarte mare, similară ceasurilor atomice. În ceea ce privește alimentarea ceasurilor, aceasta se realizează de la o baterie independentă de rețea, cu o durată de viață de minimum 4 ani. Pentru a rezista oricăror condiții meteo, carcasa ceasurilor va fi confecționată din fontă turnată. Iar pentru ca ora indicată de ceasuri să fie vizibilă și noaptea, cadranul și arătătoarele vor fi vopsite și în culori reflectorizante. Și asta nu este tot. Ceasurile vor fi personalizate cu numele Constanței, care va fi gravat pe fiecare dintre ele. Încep lucrările de pregătire a amplasamentelor unde vor fi montate 10 ceasuri stradale cu suport propriu și totodată în același proiect, care va fi finalizat până la sfârșitul lunii în curs, vor fi montate 3 ceasuri pe amplasamentul care există deja în intersecția de la Dacia.
Vechile ceasuri care opreau petrecători pentru a-și seta propriile orologii indică aceeași oră de ani de zile. Timpul le-a măcinat rând pe rând, astăzi ele fiind doar elemente de decor care trezesc amintiri. Când a fost nou, de mult, a mers așa mai câte o parte. Dacă tot e făcută magaua asta, măcar să o întrețină și să funcționeze. De ce simbolizează? Un lucru defect, un obiect defect. Societatea care a câștigat licitația pentru montarea ceasurilor în oraș este aceeași care a distribuit și a amplasat ceasurile și în 2008. La acea vreme au fost amplasate în diferite zone ale orașului 48 de ceasuri stradale. Polițiștii locali din Constanța patrulează cu mașini electrice. 7 autoturisme au intrat luna trecută în dotarea poliției, care și-a propus să se transforme într-o instituție prietenoasă cu mediul. Mașinile pot atinge până la 140 de km pe oră și au fost achiziționate prin leasing. Alte 28 de mașini noi urmează să intre în dotarea poliției în aproximativ 6 luni. Șapte astfel de mașini electrice au intrat în dotarea poliției locale încă de acum o lună. Noile achiziții ale poliției au o autonomie de 400 de kilometri și ating 140 de kilometri pe oră. Municipalitatea a achiziționat un total de 35 de autoturisme prin leasing pe o durată de 4 ani, pentru care a plătit 2,8 milioane de lei. 7 dintre ele sunt electrice și au intrat deja în dotarea Direcției Generale de Poliție Locală Constanța. Noile mașini prietenoase cu mediul sunt mici și performante, nu poluează și au o cutie automată. În plus, acestea vin și cu noutăți referitoare la sistemul de avertizare sonoră și luminoasă. Mașinile electrice față de mașinile pe care le-am utilizat vin cu ceva nou, respectiv la colantare. Am introdus acest număr scurt de la dispecerat, unde pot apela oricare dintre cetățenii Constanței cu diverse probleme. La fel și dotarea autovehiculului electric cu sistemele de avertizare luminoase sonore, care au fost montate respectiv pe bara de protecție față, în bordul mașinii, în parbriz, la fel și pe spate la lunetă. Poliția locală Constanța a intrat în posesie, utilizează 7 autovehicule electrice colantate, dotate cu sisteme de avertizare sonoră și luminoasă. Autovehiculele cu specific urban vin în ajutorul polițiștilor locali, care reușesc să facă față mai ușor provocărilor din teren în slujba cetățenilor. Se conduce foarte ușor, cu atât mai mult ca și fie mașină electrică, ca și o mașină hidramată. În aproximativ 6 luni, parcul de mașini al poliției locale se va îmbogăți cu alte 28 de autoturisme noi marca Dacia Logan, care funcționează pe benzină, iar până atunci polițiștii folosesc mașini închiriate. Operațiune specială internațională în Marea Neagră. O navă cu teroriști care naviga pe rute neregulate nu a răspuns la sistemul de identificare automată și a fost luată cu asalt de scafandri de luptă români, americani și britanici. Este scenariul unui exercițiu care a avut loc în largul mării ieri. Scafandrii militari se antrenează pe litoralul românesc pentru a răspunde atacurilor din aer și din apă care amenință securitatea navigației sau a conductelor petroliere. Nava suspectă capturată de militarii de la operațiuni speciale s-a aflat în largul Mării Negre, la doar câțiva kilometri de Constanța. Un elicopter de luptă a furnizat imagini scafandrilor din grupul tactic, iar infiltrarea la bordul navei s-a făcut după un atac simultan din aer și de pe mare. La operațiune au participat mai multe șalupe de mare viteză cu 6 grupe de scafandri de asalt, care s-au apropiat de nava suspectă, ce avea motoarele turate la maximum. Soldații s-au urcat pe puntea navei, au securizat zona de desant, iar apoi s-au poziționat strategic pe punțile vaporului. Cele mai mari riscuri sunt pe partea de inserție, pe de o parte, deoarece implică foarte multe riscuri pe care încercăm să le mitigăm, dar și odată militarii ajunși la bordul navei riscă să fie împușcați. După ce au neutralizat soldații inamici, scafandrii militari au preluat punta de comandă. Din aer au fost permanent supravegheați de un lunetist pregătit să intervină în orice moment. Odată ce trupele aflate pe riburi au reușit să urce la bordul navei și să preia atât bridge-ul cât și engine room, am primit verde pentru trupele aflate la bordul elicopterului să ne lansăm. A doua grupă de militari a cercetat nava cap-coadă din elicopter și a identificat toți teroriștii. Aeronava a aterizat apoi la punct fix. Există și anumite linii în momentul în care acțiunea trece de acel moment, nu se mai poate anula acea misiune.
Nava inamică, ce a fost capturată de militari, a fost oprită în aproximativ o oră de la inițierea misiunii. Prin astfel de exerciții, NATO transmite Rusiei că România este apărată, că aliații sunt uniți și vor lucra împreună pentru respingerea oricărui atac. Scafandrii de luptă sunt trupele de elită ale marinei militare și sunt convocați în misiuni sensibile, identitatea lor fiind secretă, este și motivul pentru care nu vedeți chipurile. O nouă parcare a fost dată în folosință pe strada Soveja. Locuitorii din zona blocului DR26 au astfel mai multe locuri pentru a-și parca mașinile. Porțiunea carosabilă eliberată de garaje a fost reamenajată prin lucrări de pregătire a suprafețelor și asfaltare. Pentru a crește rezistența căii de rulare, s-au turnat două straturi de asfalt, binder și uzură. Ulterior, spațiile destinate parcării autovehiculelor au fost marcate și trasate corespunzător. Lucrările de reabilitare s-au extins și pe alea de lângă punctul termic. S-a asfaltat carosabilă. Au fost montate borduri și s-a pregătit terenul pentru reamenajarea zonelor cu spațiu verde. Spațiile dintre blocuri sunt reconfigurate constant pentru a crea noi locuri de parcare. În cartierul Tomis 3, de exemplu, continuă lucrările la amplasamentul situat pe strada Bogdan Petricei cu HD-ul. De asemenea, o nouă parcare va fi construită pe strada Badea Cărțean în zona blocului K7. De mâine, echipele Confort Urban vor interveni cu utilaje pentru refacerea acestor suprafețe. O zi frumoasă de primăvară astăzi în Dobrogea, cu maxime care se mențin între 17 și 22 de grade și, cel mai important, cu soare care se arată tot mai mult. În zilele ce urmează, cel mai mult senin și cu temperaturi în creștere. Noi avem oricum o energie bună, așa că hai să vedem prognoza. Maxime de 17 grade astăzi, la prânz în Constanța, cu cer mai mult senin și cu multe raze calde de soare. Mâine vom avea parte de o zi la fel de frumoasă din punct de vedere meteorologic, cu 19 grade în termometre și cu mult soare. Temperaturile minime se mențin undeva la 11-14 grade în noaptea ce urmează și în cele două următoare. Joi maximele ating 22 de grade cu un soare generos, așadar temperatura resimțită va fi mai mare. În Cernavodă, 21 de grade astăzi și un cer senin. Mâine temperaturile vor mai crește puțin și ating valori de până la 24 de grade. Iar ziua de joi aduce chiar și 28 de grade în Cernavodă, în termometre, iar soarele mult așteptat va fi și el pe cer și își va face loc printre nori. Nopțile se vor înregistra între 8 și 13 grade Celsius. În Mangalia, o zi liniștită, cu 19 grade astăzi, maxima prânzului. La noapte, termometrele vor arăta 9 grade aici. Pentru mâine, meteorologii anunță maxime de 21 de grade, cu un soare destul de puternic pe cer, iar ziua de joi vine cu o încălzire și se vor înregistra aici 23 de grade la amiază și cu un soare puternic. Vom mai vedea cum va mai evolua prognoza. Până atunci, să ne bucurăm de cer senin în suflet. Știri din sport acum. Regele îi mobilizează pe constanțeni. După remiza cu Voluntari, Gheorghe Hagi a susținut o conferință de presă în care a criticat jocul elevilor săi. Managerul tehnic de pe Banca Farului a venit și cu un mesaj puternic pentru dobrogeni, pe care îi îndeamnă să vină alături de echipa constanțeană sub sloganul Farul suntem toți. Hagi își dorește ca la fiecare meci să vadă stadionul plin de suporteri, iar echipa condusă de el să fie an de an în primele trei poziții din campionat. Acesta mai a declarat că obiectivul lui este ca Farul să fie o echipă redutabilă, cu o mentalitate de învingătoare, iar dacă obiectivul lui nu va fi atins, atunci va pleca de la echipă. Echipa constanțeană va disputa ultimul meci pe teren propriu din acest sezon, sâmbătă, 14 mai, de la ora 16:30. Cine-i farist? Să vină lângă Farul. Să susțină Farul. Că merită. Și avem un oraș frumos, avem un club foarte bine organizat, care are infrastructură, care are teren propriu. Avem teren propriu. E al nostru. Eu vă răsc de unitate, de a veni toată lumea lângă echipă. Toată lumea din Constanța și Dobrogea. Să vină lângă echipă, să susțină cum trebuie, dacă vrem să fim tot. Să avem stadionul plin. Cât suporteri are? 4.500. 4.000 de abonați. Am vorbit dimineață cu ei, target la conducere. Trebuie să avem 4.000 de abonați. Eu așa știu. La 5 ani, calcă deja pe urmele tatălui în rugby. Adam, fiul internaționalului Florin Surugiu, a disputat primul meci sub privirile emoționante ale mamei sale. Terenurile de rugby de la Arcul de Triumf au răsunat din nou de glasurile fericite a sute de copii atrași de mirajul balonului oval, printre ei și Adam Surugiu, care la doar 5 ani și jumătate a decis să calce pe urmele tatălui său Florin, jucător la Steaua cu peste 90 de selecții la echipa națională a României.
Adam Surugiu, primul tău meci astăzi. Cum a fost? Mi-a plăcut. Sunt foarte entuziasmată. Adam se joacă cu tatăl lui Ruibi în casă, cred că de pe la vârsta de 2 ani. Și sunt mândră, sincer, astăzi mi-au dat lacrimile. Alexandra a fost cerută în căsătorie de Florin Surugiu pe gazonul stadionului Wembley, imediat după partida cu Irlanda de la Cupa Mondială acum aproape 7 ani. Cum sunteți când urmăriți meciurile, tipați în fața televizorului, vă supărați cu adversari? Sincer, da, puțin. În momentul în care sunt pe stadion nu sunt mult mai temperată și mă concentrez ca să fiu atentă doar pe el, dar acasă poate mă mai desfășor uneori așa un pic. A fost pe Wembley de atunci? Nu am fost și n-am mai fost deloc în Anglia de atunci și îmi doresc să ajung din nou, da. Festivalul de rugby pentru copii Rugby Academy Adrian Corneliu Andronic a strâns la start peste 400 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani. Sunt copii extrem de mici, sunt copii extrem care îmbrățișează, da, balonul va de la o vârstă fragedă, da, chiar și băiatul meu are 4 ani de zile și merge la antrenament. În mijlocul celor mici, președintele Federației Române de Rugby și-a amintit de începuturile sale în sport. Rugby-ul l-am început destul de târziu, sportul l-am început destul de devreme. Undeva la 2 ani jumate deja mă apucasem de natație. Am jucat și tenis o perioadă de timp, după care m-am apucat de rugby. Domnilor, domnilor, știrile orei 14 la Doto TV au ajuns la final. Dacă aveți informații care pot deveni subiect de știre, ne puteți scrie la adresa noastră de e-mail redacție@dototv.ro, pe pagina noastră de Facebook, Doto TV, sau pe contul nostru de Instagram. Eu sunt Ana Maria Gudu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă în continuare. Nu uitați că vă aștept și la principalul jurnal de știri al zilei de la ora 19:30. Ne revedem atunci!